Bună ziua și bine ați venit la operații cu vectori. Astăzi vom calcula produsul dublu vectorial dintre vectorii A, B și C, folosind o altă metodă. Iar pentru aceasta vom folosi această relație în care produsul dublu vectorial se poate exprima ca produs scalar dintre cei trei vectori. Pentru aceasta vom considera primul termen și vom calcula produsul scalar din paranteză și vom avea A ori C, produs scalar. Acesta se poate scrie ca fiind produsul dintre AX, care este egal cu 1, și CX, care este egal cu 2. Deci avem 1 ori 2 ori I ori I, produs scalar. Produsul scalar dintre același versor este egal cu 1, iar produsul scalar dintre versori diferiți este egal cu 0. Plus, în continuare, vom avea A, Y ori C, Y, A, Y fiind 2, C, Y fiind minus 1. Vom avea 2 ori minus 1 ori J ori J. Plus, A, Z, care este minus 2, ori C, Z, care este 1. Vom avea minus 2, ori 1, ori K, ori K. Din nou, produsul acesta este egal cu 1, produsul dintre versorul K cu el însuși este egal 1. Rezolvând aici înmulțirile, obținem 2. Aici avem minus 2. Iar ultimul termen va fi tot minus 2. Acești doi termeni se reduc și obținem că produsul scalar dintre A și C este minus 2. Acum vom calcula produsul dintre A, scalar dintre A și B pentru cel de-al doilea termen și vom obține. Deci, produsul scalar dintre A și B va fi AX ori BX. BX este egal cu 1. Deci avem 1 plus 1. Următorul va fi AY ori BY. Avem 2 ori BY care este egal cu 1. Avem 1, 2 ori 1 plus AZ care este minus 2 ori BZ care este egal cu 3. Deci avem minus 2 ori 3, minus 6. Da? Și vom schimba aici semnul minus 6. Și obținem minus 3. Avem 1 plus 2, minus 6. Înlocuim aici și copiem expresia vectorului B de mai sus. Și avem I plus J plus 3K. Totul de înmulțit cu minus 2. Minus, copiem expresia vectorului C, 2i minus j plus k, totul de înmulțit cu minus 3. Acum facem operațiile, facem înmulțirea mărimii scalare cu
în vectorul B și obținem minus 2i minus 2j minus 6k. Trecem la următorul termen. Avem minus 3 ori 2 minus 6 cu minusul din față, avem plus 6i minus 3 cu minus 1 3 minus cu minus din față minus 3j și minus 3 cu minus din față avem plus 3k. Acum, vom considera termenii de pe axa OX, avem minus 2 și 6i, obținem 4i. Aici avem 3, minus 3, minus 2, minus 5j. Iar ultimul termen va fi minus 3k. Și acum să comparăm cu rezultatul pe care l-am obținut folosind o altă metodă. Da? Aici aveți 4i minus 5j minus 3k. Aici am înmulțit, folosind regula lui Cramer, am înmulțit vectorul B și C. Apoi am înmulțit vectorial cu vectorul A. 4i minus 5j minus 3k. 4i minus 5j minus 3k. Deci aveți două metode prin care puteți calcula produsul dublu vectorial dintre trei vectori.